Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane. Și uite cu ce bunătate vă întâmpin azi. O tocană de miel, tocăniță, păpricaș, de miel, de berbecuț, de oaie, din ce vă place, îl puteți face. Eu l-am pregătit cum îl făcea străbunica mea Buia, de unde? De la Sibiu. Apoi dacă sibienii nu știu găti miel, nimeni nu știe, zicem noi. La noi cu cartofi. Dar nu vă împiedică nimeni să-i faceți o mămăligă sau altă garnitură, să-l mâncați cu pâine. Carnea este atât de fragedă că pică singură de pe os. Înainte am tras de un os și am rămas cu el în mână și acum nu mai știu cum să vă arăt la altul. Las că vedeți la sfârșit când o servesc în farfurii. Rămâneți ca să vedeți cum se face bunătatea asta. Pentru tocănița de miel, pe care noi sincer o numim și o facem exact ca pe un papricaș, avem nevoie de carne de miel, bucăți și cu carne și cu os. Am aici coadă, gât, coaste, piese extraordinar de gustoase, căzături, cam 1,2 kg, 1,5 kg, bine tamponate ca să nu aibă apă. De ce? Că vreau să le rumenesc. Da? Deci sunt foarte faine și uite ce fragedă, și carne macră, dar și de ronțăit, uite, cu vertebră. Pe urmă, ceapă. 4 cepe medii, 3 mai mari sau 4 cum am eu aici, nu exagerat de mari. De ce le folosesc roșii? Pentru că nu se fac... Facem tocănița asta, poate fi de berbecuți, poate fi de oaie, nu e neapărat de miel primăvara. Și în timpul anului facem cu ceapă veche. Acum, în mod special, eu folosesc ceapă roșie multă. De ce? Ca să strâng cojile. Pentru ce? Pentru vopsitul ouălor. Vă las link cu vopsirea celor mai frumoase ouă de Paști, în mod natural, cu coș de ceapă, dar nu numai galbenă, și ceapă roșie. Și da, eu folosesc multă ceapă roșie acum. Ma fiind primăvară, normal că pun și o legătură de ceapă verde, dar v-am zis, în extra sezon, suplimentăm cu o altă ceapă. Pare multă? Nu e multă. La atâta carne trebuie ceapă multă. Usturoi, câți am aici? Vreo 15 căței de usturoi, dar și mari și mici. Puteți pune și mai puțin, dar mielul merge bine cu usturoiul. Fiind în mod tradițional, așa cum o făcea străbunica mea la Sibiu, dacă sibienii nu știu găti miel, nu știu cine știe, o să fac untura. Stai, untură de porc, făcută de noi în casă. Ne mai trebuie sare, piper negru proaspăt măcinat și boia dulce de ardei. Păprică, stai, păprică de dorobanți. Cam o linguriță, nu pun tot ce e aici. În plus, la noi, tocana asta de miel, tocănița se mănâncă cu cartofi. Cartofi care vor fierbe tot acolo, împreună cu carnea. Dar o să vedeți că mai încolo intră cartofi. O să-i curăț, o să-i tai în cubulețe. Iar la final, o să ornez totul cu pătrunjel verde. Pentru început am depus o tigaie la încins pe foc mare cu o lingură bună de untură. Dacă nu aveți untură, folosiți ulei. Da, e mai savuroasă tocana asta sau papricașul de miel sau berbecuț sau oaie cu untură, deci pot să mai pun un pic. O să iasă multă. Așa. Și o las aici la topit, la încins și o să rumenesc mai întâi bucățile de carne pentru gust foarte bun și crustă caramelizată. Până se încinge untura, eu mă pun și îmi tai cepele. Nu-mi bat capul, pot să le tai inclusiv, uite așa, sau julien, pe lung. Ceapa verde o să o pun la final, o să vedeți voi mai încolo. Deci, cum e ceapa așa, pe lung o tai. Ceapa multă dă gust bun, dulceag, oricărei tocănițe. Iar ceapa roșie, în mod special, nu e atât de intensă în aromă și în pișcăciune, în iuțeală, ca cea albă. Așa că va fi o chestie echilibrată. Și uite că până am tăiat ceapa, s-a încins aici și untura. Pot pune primele bucăți. Vreau să sfârâie, să mi se rumenească, să obțin acea caramelizare dată de reacția Maillard. Asta înseamnă că nu aglomerez tigaia. Prefer să lucrez în două tranșe.
lăsat așa și mai am exact de împătură. Nu plecăm de lângă tigaie, o supraveghem, mai reglăm focul sau căldura de sub ea, că nu pot să punem niciun pic, ca să obținem rumenire, nu înăbușire, nu albire, că aia n-are gust. Aha, uite ce frumusețe. Asta înseamnă să rumenești, nu numai să albești. Albirea e aiurea, n-are nicio treabă. Ăsta-i gustul și savoarea, așa nu degeaba, sunt savori urbane, nu? Am 4 minute pe o parte, 3 pe a doua parte. Formă scoatem într-un castron, acoperim cu folie de aluminiu, așa lejer, să stea caldă și prăjim și tura 2. Am zis, nu le ard, dar le rumenesc. Când arată așa, le pot scoate. Bineînțeles că el o să vină înapoi după aia la gătit, că nu-s făcute, sunt mai ușor rumenite. Rumenim și tura 2, o scoatem și pe ea și pe urmă continuăm cu sapa și usturoiul și restul. Așa. Și acum acoperit așa lejer cu folie de aluminiu și venim cu tura 2. Asta e codiță. Cum ziceam, noi la tocană și la, dacă vreți ceva în stiroi tănesc, cu sos de roșii și mult usturoi, atunci vă las rețeta de stufat. Era cu coronițele de usturoi verde. Și stufatul și păpricașul nostru, tocan ardelenească, se fac din căzăturile astea, din bucățile care nu intră la friptură, că la friptură folosim de obicei trenul posterior, pulpa posterioară a mielului. Iară, să mai face până de rusalii, tot miel gătim și ținem de obicei umărul cu lăbuța din față, trenul anterior și o parte de coastă. Capul și gâtul merg la ciorbă, de exemplu. Am rețetă foarte faină de ciorbă de miel cu tarhon. Vă las link și pentru ciorbă. Iar căzăturile astea, tot felul de piese care nu s-au locul nici într-o parte, nici în alta, nici la friptură, nici la ciorbă, ajung aici. În tocană sau în stufat. Tot așa, 4 minute pe o parte, 3 pe alta. Hai ce faină. Rumenită, fain. Imediat le scoatem și pe ele. Reduc un pic temperatura. Vezi că nu sunt complet acoperite, stau numai așa sub. Mă vin cu ceapa. Încă n-am pus sare, n-am pus piper, n-am pus nimic, după cum ați văzut. Acum, peste ceapă o să pun sare. Pun ca să fie și pentru carne, cum ar fi. Reduc căldura. Și acopăr cu un capac. Vreau să dunstuiesc ceapa. Vreau ca ceapa să devină sticloasă, nu să se ardă. Na, acum mă pun să pun usturoiul. Și fiindcă e primăvară, eu am și usturoi verde și o să pun vreo două fire de usturoi verde la final când sting focul. Așa că pe tot ăsta vechi ce n-am pregătit, îl bag de acum la tocană. Dar voi, dacă nu aveți usturoi verde, păstrați 2-3 căței din ăsta pentru final. Eu îl pun pe tot și voi pune usturoi verde la momentul în care sting focul. Puteți toca usturoiul așa sau să-l dați prin presă, egal. Să vedem ce ne face ceapa. Foarte bine. O
dosul cuțitului tot timpul dăm, nu cu lama, să nu distrugem lama cuțitului. Foc mic, grăsimea am suficientă, acum se și deglasează tigaia, cu ocazia asta ceapa își lasă apă și se desprind toate micile fragmente caramelizate de pe pereție, ele rămase de la carne. Deci nu aruncăm grăsimea și spălăm tigaia, Doamne ferește, că cei mai buni e pe pereție. Uite ce fain e. Și acum o mai lăsăm 3-4 minute la foc mic. Gata. Ceapa cam asta e. Mă, de capac o să mai am nevoie. De-aia îl păstrez în zonă. Uite ce fain e. Sticloasă cum trebuie. Nici usturoiul nu-i ars, miroase totul grozav. Și acum punem carnea înapoi. Tot cu zeama aia faină lăsată. Și acum vin cu piperul. Din abundență, piper negru proaspăt măcinat. Fiecare pune după gust, dar nouă ne place cu mult piper. Așa. Sare mai pun un pic și la carne. De ce? Că o să vină și cartofii. Uite cartofii. I-am curățat, i-am spălat, i-am tăiat în cuburi, țin în apă rece, că ăștia o să intre cam peste o oră de-abia în oală. Și ce mai pun? Paprică. Nu lasă să se ardă paprica, Doamne ferește, ci imediat o să vedeți că amestec un pic și sting totul cu lichid, cu apă. Apă fierbinte. Uite aici. Cam cât are asta? Jumătate de litru scrie pe ea. Și e caldă, fierbinte. Trebuie să o acopere bine. Ea va scădea. Și acum se va vedea și culoarea frumoasă din boiaua de dorobanți. Foc mediu, capac pus pe întredeschis. Cel puțin o oră trebuie să fiarbă la foc mediu și după aia mic. Până pică carnea de pe os. Dar cam după 40 de minute, 45, punem și cartofii. Așa că ne vedem mai încolo. Se pun capacul, așa, să poată respira. Punem cartofii, de acum 25-30 de minute o fi gata, până fierb ei și apă caldă în cotură, să aibă în ce fierbe. Urmă, la final punem ceapa verde, aia că am arătat două legături și două fire de usturoi verde. Începe să se înmoaie, încă nu pică de pe os, dar numai bine în 25-30 de minute până fierb și crumpii. O fi minunat și vezi că n-am pus multă sare, că și cartofii o să absorbă din sare. Așa că ne vedem în jumătate de oră. Na, uite aici tocană de miel cu cartofi. Ca la Sibiu. Uite cât e de faină. Și aici am zis eu că la sfârșit asta o să punem ceapă și usturoi verde după ce am stins focul. De ce? Să rămână prospețimea aia de iarbă de primăvară. Punem și un pic de pătrunjel, dar ne mai punem și în farfurii. Pătrunjel verde proaspăt tocat. Uite aici. Asta e de pus pe masa de Paști, fără niciun fel de rezerve, mai ales cu ceapa și usturoiul verde. Asta ne semnalizează primăvara și renașterea. Ne pregătim de servire, dragilor. Am văzut că i-am pus verdeața acum la final. Uite cât e de fain. Am tras pe aici de vreo două oase, am rămas cu el în mână. Uite, vă mai arăt la una. Ia, mă ardă. Cum ies osișoarele din carne. Dați-vă seama cât e de fragedă bucata asta. Hai să o și punem. Ne punem o porție. De chiar bucata asta. Dacă am început cu ea,
este mâncare serioasă. Ma, ce pun eu aici e porție de bărbat. Nu mănâncă nimeni așa mult, dar e și mult os, că se poate ronțăi foarte fain. Și loc și de sos, și de cartofi, și de tot ce trebuie. De așa, să punem deasupra și costă. Și niște sos de asta fain cu untură. O nebunie de mâncare. Mai punem niște pătrunjel. Acum la asta chiar smântână nu mâncăm, ca la paplicașul normal, dar unii poate își doresc. Uite, cât e de fain. Și cartofii sunt perfect făcuți. Acum voi puteți să faceți, cum am zis și în introducere, să o mâncați și cu mămăligă sau cu pâine sau cu alte garnituri, dar nu așa ne place. Și o să gust acum un pic. Arde foarte tare. Grozavă. Perfect de sărată, de pipărată, de tot. Uite, cu lingură dau jos carnea, uite aici. Cât e de fragedă și de rozalie. Ce ziceți? Să faceți și voi tocana asta. Simplă, gustoasă, ca la Sibiu. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să o distribuiți, să o apreciați, să dați un like, un share și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!